Știți și o parte dintre noastre ați și scris că Partidul Democrat Liberal a avut un litigiu cu Primăria Municipiului Zalău în ceea ce privește plata impozitului pe clădire. Încă nu avem decizia redactată, însă pot să vă spun că în acel litigiu cererea Partidului Democrat Liberal a fost admisă în parte, în sensul că acest impozit care trebuia datorat sau care primăria pretindea că este datorat de către Partidul Democrat Liberal a fost diminuat cu aproximativ 40%. Erau vreo 200 de milioane, 20 de mii de lei noi și în urma acestui litigiu se pare că această sumă a fost diminuată cu aproximativ 3-4 mii de lei. Vreau să spun însă că primăria a întreprins deja măsurile de executare silită, astfel încât banii din conturile noastre au fost luați. Acum o să vedem cum o să putem să-i recuperăm de la primărie. Vreau să vă spun că, de asemenea, că săptămâna viitoare organizația municipală împreună cu organizația de tineret vor avea o acțiune de stradă, o acțiune prin care în data de 1 martie vor fi oferite mai multor doamne și domnișoare un număr de 5.000 de mărțișoare. Dacă mai aveți alte întrebări. Nu martie, trandafirii nu martie. E inimioară, nu?